Donație de cărți cu surprize la Biblioteca Municipală Leonard Gavriliu din Pașcani. Într-unul din volumele primite de la un pășcănean săptămâna trecută, a fost găsită de către angajații instituției o mică avere, 3.900 de lei. A fost anunțată poliția, care a venit și a preluat suma de bani. În urma verificării unor cărți donate de către un pășcănean, am avut surpriza să găsesc într-unul dintre volume suma de 3.900 de lei. Cărțile proveneau din biblioteca personală a donatorului și astfel banii s-au întors către fiul acestora. Ne bucurăm că am putut să fim mesagerii părinților. În prezent, polițiștii efectuează verificări pentru a stabili cu exactitate situația de fapt și pentru a înmâna proprietarului suma de bani. La scurt timp a fost anunțat și proprietarul cărților. El a primit vestea cu bucurie, dar și cu tristețe, deoarece lucrările au fost ale părinților lui și, cel mai probabil, banii erau economiile lor. General, o sumă de bani, să zic așa, bucură pe toată lumea. În schimb, contextul în care s-a întâmplat m-a făcut un pic să fiu trist, că sunt niște bani pe care mama, când era bolnavă, i-a pus deoparte, i-a pus bine cu pumn bătrâni și nu i-a mai uitat de ei, probabil. Pășcăneanul a donat bibliotecii 4 cutii mari de cărți de literatură și critică literară. El va intra în posesia banilor cât de curând și spune că deocamdată nu știe ce va face cu mica avere găsită neașteptat. Deocamdată nu. Deocamdată nu m-am gândit. De precizat este faptul că Biblioteca Municipală primește periodic donații de cărți de la cetățeni, iar în anii trecuți a primit peste 10.000 de volume de la sindicatul CFR Unirea Pașcani.